Salut, eu sunt Ori și bine m-a regăsit, oameni, la un nou episod din seria noastră de 1 vs 1. Ei bine, astăzi am primit, de fapt, da, astăzi am primit la 4 dimineața, am primit mesaje la Retro, cel cu care am mai făcut 1 vs 1. Și mai zis că el are un prieten care joacă de pe consolă, de fapt nu de pe consolă, joacă de pe controller. El de fapt joacă de pe calculator, dar joacă cu controllerul. Și a zis că este unul dintre cei mai buni din România sau poate chiar cel mai bun, pentru că ei doi nu au văzut niște player mai buni ca el. Așa că o să vă las în descriere să vedeți și voi cum joacă băiatul. O să vă las canalul în descriere să spuneți și voi ce părere aveți și dacă știți pe cineva mai bun care e din România și joacă de pe consolă, de pe controller, de oricum, gen să nu apese pe tastatură, să-mi scrieți în secțiunea de comentarii cum îl cheamă sau să-mi dea mesaj pe Discord că poate fac un 1 vs 1 cu el. Bun, și astăzi hai să vedem cum o să iasă acest 1 vs 1 PC vs control player. Hai să vedem, ești gata? 3, gata. 2, 1 și... Bun, băi, și am văzut că l-ai și bătut pe Retro la unele creativuri. Adică... Mă doar de fan. Da, știu. Are, vreau să vă zic că dacă nu-l auziți, are o problemă cu microfonul, gen nu prea îi se vede foarte tare. Deci, da. Mamă. Mamă, stai puțin că aici e groasă. Mamă. Nu la high ground. Ah! Nu! Nu mai este să joc tryhard, ești de bun? Nu mi-a tras, bam, fuck. Ai, GG. Tu ești cu roșu. Deci ai 1-0, perfect, frumos. Ați văzut în episodul trecut ăla cu Fortnite One Vion, când am făcut 1 vs 1 cu un abonat. Ați văzut că am făcut harta asta nebună, adică nu eu, HSM cu Matei. Încă o dată le mulțumesc, am stricat-o puțin din greșeală. Dar e ok, nu se observă. Bă, băga mea, ce editorile alea tale? Stai. Întreb dacă-l bat pe Zan, care ăla e unul de cei mai buni din România, după părerea mea. Ăla, ție îți place mult hunting-ul. Vrei să mă umilești cu hunting-ul, cred. Poate nici tu, am pierdut high ground, deci potențialul de high ground. Da, GG. Bă, dar nu mai înțeleg nimic. Eu mă așteptam să pierd, știi, dar clipul ăsta pentru entertainment. No! Nu, hai că facem din nou sau continuăm? Nu știu, hai câștigat. Oh, uite, când bagi microfonul ăla în gură, se aude. L-am băgat în gură. E bine, vezi că se aude puțin maxilarul, e ok, stai calm. Bă, ce-s cu 90-urile astea? Oh, boss, ce ai vrut să iei? Ai, tot, da. Am crezut că ți-a făcut țeapă, ți-am pus con și de-alea și... Ok, că mi-a luat high ground-ul, sau? Fac niște 90-uri de astea nebune. Încă niște 90-uri de bune. Doamne! Oh, shit. Mama, cum mi-am dat edite. Voi vedeți cum e asta? Bă, cum e aia? Nu cred, cum a... Bă! Oh my god, cum a dat edit.
ce treci? Maxim, maxim. Doamne, iartă-mă. O sună și mama. Message, sorry, I can't talk right now because I wreck for my YouTube channel. Canales, cât ai? 3, băi, te să punem aici. 3-0, haide! Hai. Mai gata, lasă-mă că mi-am încălzit-o. Hai, că ne-am încălzit-o dacă e. Dar tu câte ore stai pe creativ? Îmi e dor de un shot, uite așa. Tararalala. Hai că am avut și eu noroc. Hai, 30. Înțeleg ce se întâmplă. Nu mai alerg caracterul! Maxim. Poți să nu mai îmi dai 30 cu pampul? Te rog, jocule, te rog eu mult! 30 cu pampul ți-a dat, frățiorul meu, 30 cu pampul. Albastru, de la distanța aia. Bă, te doare capul, bă, te doare capul când vezi așa ceva. Trageți? O, retro, ce faci, frate? Te la te la bătaia de la prietenul tău, am văzut într-un episod pe creativ. L-am distrus, nu că ți-a luat bătaia. Mamă, ți-a zis-o, frățiorul. Am de fan, și cum mi-am dat seama că ești tu, am văzut tău discul după ce ai zis, bă, ăsta e retro și m-am dat repede la mine. Dar bine, mă, că știi să dai edit, da, apăsai și tu pe tasele ale tale și ai dat. Șop în față cu el și el cu mine. Da. Hai, că dacă era hit ăla, mă dea în cap, de vedeți. Am înțeles de mine ce-am făcut aici. Ai căzut? Nu, no, ți se pare, frate. Uite, gata, gata, gata. Mamă, mă
mă doare degetul, e bun. Hai, 3, 2, 1. Hai, o mai dam pe asta și gata, cred, sau nu știu. Cred că mai dăm una, habar n-am. Vedem. A, n-ai mă cum s-o dai cu... Bă, n-ai mă cum s-o dai, bă. Te-ai încălzit, nu? Te-ai încălzit bucile alea. Ha, băi, Steven Hawk! A, dar stai că mai dat și 30, iarăși! Hai, bă, o rundă măcar, lasă-mă! Tu, repede! Bă, joacă foarte bine, n-am ce zice. Ei, nu știu ce s-a întâmplat aici, dar e ok. Și aici, mi-a dat și mie 100 cu pump-ul, în sfârșit, yeeey! Și ție, îți dă... Alala! Parara mea. Oh, nu mă mai chinui. Sau mă mai chinui? Pe mine. Cu stropi. Ești nebun, cu stropi s-a pișat. Ia spune și mie, tu gen ai jucat doar cu hunting-ul în principal și mai ai bătut doar cu hunting-ul, nu? Nu, oricum nu contează, mă jucam doar de fun. Da, adică da, exact, aici este entertainment, băieți, nu este Tfue versus Mongrel, ca să înțelegeți. Este de entertainment, deci eu am făcut entertainment-ul, deci eu am câștigat. Vă mulțumesc frumos pentru a-ți acordată. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și subscribe. Și dacă vreți să vedeți mai multe faze, puteți să vă la el pe canal. Și să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare că joacă ca pentru un control player. Ne vedem data viitoare, vă pup dulce, pa, pa!